Astăzi semnăm 63 de contracte de finanțare pentru Plan Operațional de Resurse Umane cu o valoare de peste 160 de milioane de euro, dintre care, sau din care 140 reprezintă bani europeni, adică 4% din ceea ce înseamnă Programul de Resurse Umane pentru România. Acestea ar fi primele efecte de la data de 1 martie, data de la care a fost mutată la Ministerul Fondurilor Europene structura de management pentru Planul Operațional de Resurse Umane. De asemenea, de la acea dată am lansat, ca Ministerul Fondurilor Europene, cel puțin 5 cereri de proiecte cu o valoare de peste 400 de milioane de euro. În următoarea perioadă, septembrie-octombrie, vom continua să lansăm astfel de cereri de proiecte de peste 600 de milioane de euro, astfel încât să finalizăm și să consumăm toți banii pentru alocați pentru România în actualul cadru financiar. Luni, la Palatul Victoriei, oficialii din executiv au semnat 63 de contracte cofinanțate prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltare Resurselor Umane, POSTRU, în valoare de aproximativ 160 de milioane de euro, dintre care 140 reprezintă finanțarea Uniunii Europene. La semnare au participat premierul Victor Ponta, ministrul Muncii Rovana Plumb și ministrul Fondurilor Europene Eugen Teodorovici. Acesta din urmă a arătat că noile cereri de propuneri în cadrul POSTRU vor duce la crearea în total a 27.000 de noi locuri de muncă. La semnare, premierul a declarat că după ce a fost unul dintre coșmarurile guvernanților, POSTRU este acum un pariu câștigat și în pofida declarațiilor politice conform cărora nu atrage fonduri europene. Acest program continuă cu proiecte de care beneficiază categorii sociale cu cea mai mare nevoie. Domnule prim-ministru, încep prin a mulțumi dumneavoastră cât și întregii echipe guvernamentale pentru sprijinul pe care îl avem în a promova prin măsuri active o abordare inclusivă a pieții muncii, de a ajuta categoriile defavorizate, categoriile dezavantajate, grupurile vulnerabile. În acest sens, prin finanțarea pe baza fondurilor venite de la Uniunea Europeană prin Fondul Social European, Ministerul Muncii este astăzi beneficiar a 4 proiecte în sumă de 90 de milioane de lei, de euro, prin care se creează peste 10.000 de locuri de muncă. Un prim proiect care are o sumă de aproape 40 de milioane de euro vizează ajutarea și promovarea și accesul pe piața muncii a 7.000 de femei, 6.000 care sunt în căutarea unui loc de muncă, sunt casnice, dar și a grupurilor vulnerabile, tineri care ies din sistemul de protecție socială, de asemenea persoane cu dizabilități și persoane din comunitatea romă. În primul și în primul rând, POSDUR a fost unul din, era să zic în urmă cu câțiva ani, din coșmarurile noastre, din fericire unul din pariurile pe care le-am câștigat. Un program nu doar suspendat, dar un program care a chinuit pe foarte multă lume și care a irosit foarte multe resurse. Din momentul în care am reușit să-l deblocăm, și aici vreau să spun, pentru că, în general, pentru cei care pleacă, nu prea sunt cuvinte de laudă, dar comisarul Andor, alături de noi, toți cei de aici din București, ne-a ajutat foarte tare să deblocăm POSDRU. Este un program operațional de care au nevoie exact cei care au cea mai mare nevoie. Și din acest punct de vedere, primul mesaj pe care am vrut să-l dăm prin această mini-ceremonie a fost mesajul că merge mai departe programul, că se semnează noi contracte, că sunt programe în derulare. Uneori discursul politic încurcă munca obișnuită, nu se ia niciun ban european, nu se face nimic. Ba da, se face și se fac lucruri bune și vreau să vă îndemn și pe beneficiarii programului și pe cei care îl gestionează să aveți grijă ca aceste programe să meargă mai departe și să ne pregătim în același timp pentru 2014-2020.